Altă viață, banii. Bă, salutare tuturor, eu sunt Andrei și Frazor, bine v-am găsit la primul car vlog. O să fie un car vlog în care vreau să discutăm despre car vlog. Știu, este foarte, foarte interesant. Sau mă rog, eu o să fiu acum un nebun care o să meargă cu lumina aprinsă. Pentru că, uitați cum se vede cu lumina stinsă. Adică, cred că vreți să mă vedeți și pe mine. Nu, hai să punem și noi centura și să mergem. Primul car vlog de pe acest canal. Frazor, am o rugăminte foarte, foarte mare, da? La voi. Dacă vreți să mai facem car vloguri, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să dați acolo multe, multe like-uri, chiar am nevoie de susținerea voastră în acest moment. Și am o întrebare foarte, foarte mare pentru voi. Haide că am plumbat ce curbe aici. Acum am plecat și eu de la un anumit. Este 1:13. Frate, este 1:13 noaptea și e bine că este destul de liber. Am o întrebare foarte, foarte mare pentru voi, da? Dacă vreți să mai continuăm cu car vlogurile, în primul rând trebuie să strângem foarte multe like-uri, asta este clar, ca să văd dacă într-adevăr merită să facem car vloguri, adică ce vor fi car vlogurile, în caz că vă întrebați. Car vlogurile vor fi niște videoclipuri, da? Spre exemplu, nu știam eu o treabă, mă duc, puii mei, mă duc la un prieten sau am ceva de mers, știi? Vreau să discutăm despre anumite subiecte, cam despre asta o să fie vorba, o să fie videoclipuri destul de scurte, da? Adică, nu știu, 5 minute, ceva de genul, în care vreau să discutăm despre anumite subiecte. Și acum, rugămintea foarte, foarte mare pe care o am la voi, chiar aș vrea să-mi spuneți, da, să vedem aici dacă vine cineva, nu vine nimeni, ok? Chiar aș vrea să-mi spuneți, Razor, ce ați vrea să vedeți în aceste car vloguri. Mie mi se pare interesant, uite cum filmez eu acum, da? Să filmez, spre exemplu, să mă filmez pe mine, da? Adică să nu filmez drumul sau ceva de genul, știi? Asta mi se pare mie puțin cel mai interesant. Acum vreau să-mi spuneți dacă vreți, 1, să mă filmez pe mine, să continui să filmez așa, sau dacă vreți să filmez drum. Nu știu, asta rămâne strict decizia voastră, ca să spun așa, că am ieșit noi acum pe bulevard, nu mă duc încă acasă, mai am de mă dus undeva, trebuie să mă mai duc, să mă mai transfer undeva. Ia uite-l pe ăsta, cum te bagi, nene. Ok, depinde când o să apară car vlogurile, dacă, spre exemplu, în fiecare zi o să am treabă, poate nu știu, poate nu o să reușesc să pun videoclipuri în zilele respective. Ideea este că o să filmez car vloguri, ceea ce mi se pare destul de interesant, frate. Probabil următorul car vlog este despre ce mașină am, pentru că foarte multe persoane m-au întrebat: bă, ce mașină ai, mă, Andrei, ce mașină ai? Încă nu v-am spus, probabil, nu știu, vă dați seama. Poate unele persoane o să-și dea seama ce mașină am. Asta nu știu, rămâne să văd și acolo în comentarii, dar chiar vreau să văd cum o să fie primite aceste car vloguri. Și uite că deja am ajuns și noi la semafor, la primul semafor de pe acum. Este un nene în stânga care gen se uită foarte, foarte ciudat la mine. Ia să vedem, nu este verde pentru pieton. Vreau să văd și eu cum o să fie primite aceste car vloguri. Da, dacă o să vă placă, o să postăm mai multe car vloguri. Dacă nu, o să postăm car vloguri mai rare. Eu sper să vă placă, să postăm cât mai des, frate, știi? Adică, dacă se pune verde pentru noi, ba nu, se pune din verde în stânga. Adică chiar este o idee destul de interesantă și îmi place chestia asta, discutăm despre anumite subiecte pe care le propuneți voi, chiar mi se pare interesant și eu zic că are și ceva foarte, foarte fain. Da, așa ca primul car vlog, v-am spus neapărat în comentarii, în secțiunea de comentarii, cât mai multe sugestii pentru videoclipurile următoare. Eu mă gândeam să-mi iau și un suport pentru cap sau de piept, nu cred că merge, că oricum am și centură mai complicat. Un suport pentru cap. Eu cred că un suport pentru cap, bine, dar să am aici o cameră pe cap sau telefonul, cred că ar fi destul de ciudat, sincer să fiu. Dar cred că este ok așa. Uite, cum îl filmez acum, frate, eu zic că este super, super ok, se vede foarte bine. Filmez cu telefonul acum și filmez cu camera frontală. Dar nu filmez cu camera bună, filmez cu camera care mi se pare că este 720p, ceva de genul, doar eu zic că este o calitate destul de decentă. Dați-ne viitoare, probabil o să filmăm 1080p 60. Asta dacă vă place, da? Încă o dată, dacă vreți să postăm mai multe car vloguri sau car vloguri cât mai dese, nu uitați, bă, dați-vă acolo foarte multe like-uri, pentru că chiar am nevoie de susținerea voastră. Frate, nu se mai pune verde, ești nebun, semaforul ăsta, gata, s-a pus verde. Dă-te, bă, de aici, nu te bași tu peste mine. Ok, în sfârșit s-a pus verde. Eu cam asta am vrut să vă spun, Frazor. Mamă, cât acuropă. Ok, și acum putem să ne cinci noi puțin mai tare. Cam asta am vrut să vă spun. Cine știe, poate o să facem și cu două camere. O cameră să mă filmeze pe mine și cealaltă cameră să filmeze în față, știi? În fine, deci se uită foarte, foarte multe persoane, se uită acum la mine, frate, pentru că am lumina aprinsă și este extrem de ciudat să vezi când cineva conduce cu această lumina aprinsă. În fine, probabil o să realizeze și mai ales că se vede telefonul aici, că vreau să filmez ceva, for fuck's sake. Da, bă, Frazor, cam asta am vrut să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. N-a fost un car vlog, cine știe ce, așa, mai, nu știu, wow, să zici, domne, toate cele, știi? Dar, na, pentru început eu zic că este bine, trebuie să mă mai perfecționez, pentru că vă dați seama, mai am,
mai am multe, multe de rezolvat și pe la mașină, sincer să fiu, o să mai am destul de multe chestii de făcut. Eu sper că v-a plăcut, dacă vreți să vedeți mai multe car vloguri, să discutăm despre anumite subiecte, etc., în secțiunea de comentarii și acolo să dați și voi multe, multe like-uri. Și are s-a pus rușu, bă frate, câte semafoare-s pe aici. Și fraților, cam asta vreau să spun. Sper că v-a plăcut încă o dată, nu uitați de like și ne auzim la următorul car vlog sau la următorul videoclip, da? Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!